repede! Sună te! Aici, repede! Turul de campionat pentru fotbaliștii republicani a ajuns la final, iar elevii de la LPS Vaslui, antrenați de Constantin Petrea, au reușit o figură frumoasă. Au fost meciurile puternice, meciuri frumoase, echilibrate, în același timp ne batem cu un club privat, e vorba de FC Pajura Cluj, am pierdut aici cu 2-1, am bătut la ei, dar am și ratat foarte mult. Suntem pe locul întâi la egalitate de puncte. Sper, printr-o pregătire centralizată în perioada vacanței, să obținem locul întâi la final și în același timp să participăm la etapa de zonă. Chiar dacă până acum au avut de furcă cu cei de la Huși, micii fotbaliști din Vaslui sunt încrezători că vor putea să acceadă la faza zonală. Partidele au fost ușoare, mai ales cu FC LPS 2 și cu FC Bărlat, dar Pajura Huși au reprezentat un adversar mai puternic. Aceștia au învins acasă, dar în deplasare i-am învins și noi. Am terminat legale puncte cu ei. Crezi că s-au reușit să obțineți locul întâi, să mergeți mai departe? Da, sunt foarte sigur că vom obține locul întâi, dar trebuie multă muncă. Cred că o să câștigăm toate meciurile, pentru că avem antrenamente foarte bine pregătite și domnul profesor ne susține cât mai mult. Cred că o să ieșiți pe locul întâi? Da, sunt sigur de asta. Am un nucleu de jucători foarte, foarte bun. Raul, care e și capitanul de echipă, e la lotul național și sper că în această pauză să mai completez cu 1-2 jucători de la Negrești. Juniorii se antrenează în această pauză competițională pe terenul liceului cu program sportiv. În timpul vacanței vor pleca în cantonament la Vatra Dornei.